Bună ziua, dragii mei prieteni! Bine v-am găsit, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Zidana Ozakovna. Astăzi vreau să vă arăt un truc miraculos, un sfat miraculos. Eu astăzi am făcut ulei de imbir. Imbirul se spune așa că este o plantă care tratează multe probleme de sănătate. Uleiul de imbir este unul din cele mai bune remedii medicinale. Pentru colici, pentru indigestie, diaree, spasme, dureri de stomac. Deci uleiul din imbir mai este și un remediu natural pentru a trata voma, dacă ai bulimii. Mulți din noi știi ce înseamnă bulimii. Bei 2-3 păcături de acest ulei, deci 100% te ajută că este natural și fără niciun chimicat. Ajută foarte mult la ameliorarea durerilor, orice durere care o aveți voi. Uleiul de imbir mai este și eficient împotriva malariei. Ce înseamnă malariei? Malariei, de exemplu, o boală infecțioasă cauzată de țânțari. Uleiul de imbir, deci, ajută la o boală foarte, ca treia persoană o are acum, se numește migrenă. Da, a treia persoană din noi are boala migrenă și mulți din noi nu știm ce înseamnă, dar este o boală foarte supărăcioasă. Migrena înseamnă dureri de cap, deranj că arde lumina, deranj cu persoana cine vorbește cu tine, deranj absolut chiar de mirosul la vecină, absolut de tot. Asta înseamnă migrenă. Este o boală, așa, o durere de cap neînțelegătoare. Eu am această boală, da, eu am această boală, de migrena se numește, din partea la oboseală, din partea la multă legătură. Deci eu o combat cu acest ulei de imbir. Uleiul de imbir mai combate și gripa, combate răceala, tratează tusa în mod natural, ajută la ușurarea bronșit și al multor alte boli. Deci se face foarte repede, nu ți-a mai mult de 5 minute. Și poți o faci în casă, ca tu să o ai, să o păstrezi într-așa un borcanel, cum am păstrat-o eu, poți o lași la frigider. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun că ajută pentru un masaj la bebeluș, când bebelușii sunt răciți, când are dureri de gât, când îi curge nasul, deci ajută la foarte multe boli. Uitați-vă cât de bine el arată, puteți să-l strecurați din birul acesta, da? De polpa de imbir, dar eu nu-l scurg, eu îl las așa și îl pun într-un cu capacul și îl pun la frigider. Deci se face foarte repede. Eu am aici tot video să vedeți cât e de bun și eficient, mai ales pentru răceală și pentru migrenă. Eu acest ulei îl fac pentru migrenă, fiindcă eu am migrenă. Multe persoane știți ce înseamnă migrenă? Multe persoane au acest tip de boală, că este o scârboșenie boala asta, ce doare cap și nu înțelege și nu-ți place nimic de tine și numai bla bla bla. Hai să vă arăt cum am făcut mai departe uleiul, ca să vedeți, să-l aveți și voi în casă. Deci eu am revenit la rețeta mea dată. Eu am aici un fruct sau un legum de imbir, ziceți cum vreți voi. Așa. O cartof de imbir. Eu îmi zic așa, o cartof de imbir. Eu îi scot absolut tot coarja mea. Cu atenție, încet, nu scoate greu. Imbirul este un fruct regal. El ajută foarte bine la multe lucruri. De exemplu, și la față, la uleiul de față, dar la păr, dar la slăbit. Deci are tare multe beneficii. De ce se numește regal? Că noi știm înaintea, pe vremuri de apoi, staturile aveau regii și regine. Reginile toate făceau uleiuri de imbir, se dădeau pe față, că nu erau pe timpul acelea cremuri, cum sunt acum, botoxuri, dar făceau uleiuri de imbir în casă, 100% natural, apoi se dădeau pe noapte, ca să fie a doua zi frumoasă. Deci așa a venit fructul regal și îl dau prin răzătoare. Mie nu-mi trebuie mult, mi-e trebuie așa ca o bucată, să zicem așa, 70-80 grame. Eu îl dau absolut prin răzătoare.
Noi trebuie să strângem sucul de la el, că el lasă un suc, sucul nu trebuie să-l punem în borcanel cu uleiul de dovleac. Eu vă arăt imediat cum. Eu am dat imbirul meu prin răzătoare și acum o pun la un borcanel. Așa, absolut pe tot cu sucul. Vedeți că ea are suc. Asat puțin suc. Aproximativ tot imbirul meu eu îl pun în borcanel. Așa. În borcanelul meu cu imbir eu adaug astăzi ulei de dovleac. Dacă nu aveți ulei de dovleac, adăugați ulei de cocos. Dacă nu aveți ulei de cocos, adăugați ulei de măsline. Dacă nu aveți ulei de măsline, ulei de in. Așa, eu umplu borcanelul meu cu ulei de dovleac. Și eu pun un capac, îl închid foarte bine, foarte bine, și îl pun la baie Marie. Așa, adaug apă peste el, încă apă, îl pun așa 40 de minute ca să scoată toate beneficiile din imbir și să rămână în uleiul de dovleac. Aici să rămâie înăuntru. Așa, să vedeți cum arată la sfârșit. Așa. Deci el se face foarte repede, nu ți-a mai mult de 5-6 minute, dar este foarte, foarte cu multe beneficii și are multe vitamine, ca A, A1, A6, C, are foarte multe beneficii, credeți-mă. Multe persoane mă întreabă, Zidana, de ce nu postez mai mult remedii naturale, de ce nu faci mai mult live, de ce nu faci mai mult video? Fetelor, eu nu am timp, eu lucrez, dar pe viitor eu mă stăruc care remediu eu l-am, care ulei, cum pot să-l fac natural 100% în casă, îl găsiți pe canalul meu de YouTube, eu voi veni, vă promit, cu multe sfaturi care vă ajută 100% naturale. Cine mă cunoaște știe că eu fac totul absolut natural.